din nou la pescuit. Dimineața plecasem pe o liniște și acum chiar îmi pare rău că n-am filmat momentele alea. A început nebunia. Astăzi e 9 martie, ieri a fost ziua femeii, la mulți ani doamnelor și domnișoarelor, să fiți iubite și respectate și să vă bucurați de viața asta. La mulți ani și pescărițelor, evident. Așa îmi place când mai văd și femei și copii în zona pescuitului, cu o undiță, cu o lansetă, stând serios, concentrați pe lucrurile astea și, de ce nu, în multe cazuri, principește. Cineva mi-a spus să fac monturile de șalău cu vreo 30-40 de centimetri mai sus de plumb. E și asta o variantă, nu le-am mai făcut așa, le-am aruncat pe cele pe care le aveam, dar pe viitor o să rețin, măcar cu două o să dau, o să dau așa, și celelalte două rămân pe fundul apei. Deși, dacă ne gândim la atacul șalăului, el merge pe fund, pe acolo, între prag și fund, așa merge pe aici. Da, și de asta și atacă jigul. Jigul cade pe fund, iar se ridică. Da, și îl urmărește, îl înhață în ridicare. Sunt cu prietenul Doni, zis Ursu. Ursul, ai prins ceva? Dar nu verifici dacă... A, le mai miști? Dacă mai ai peștișuri? Că parcă s-a agățat un pic. Suntem mai jos de... Oho, o să-mi pun ochelarii. Suntem mai jos de Partizani, la mila 30, unde vom sta puțin. Iar apoi ne-a promis un pescar că ne aduce niște peștișori. Poate mergem pe Arhipencu la un picnic, unde vrem să petrecem o zi relaxantă. Eventual mi-am luat și niște viermuși. O să dăm acolo la un cărășel, la... ce-o fi, plăticuță, moronaș, dacă o fi, da, și o să petrecem ziua frumos pe mal. De altfel, dimineața erau 2 grade când am plecat, acum sunt 4, dar pe soarele ăsta e destul de cald și destul de bine, se poate sta, și se anunță o zi frumoasă cu temperaturi de până la 12 grade, așa că va trebui să ne bucurăm de ea. Facem și un focușor și stăm relaxați la un picnic acolo. De altfel, mulți dintre prietenii mei au ieșit astăzi. Sigur că în tradiția și cultura noastră e și ziua bărbatului, astăzi pe 9. Cele 40 de pahare, 45, bine, sunt 40 de mucenici, știm bine că au... fost da. La mulți ani. La mulți ani și nouă, da. Ave moa. Până când mai vine vreun peștișor, o să vă spun ultimele noutăți din domeniu. Și foarte pe scurt, o să încep cu un studiu cu care se laudă RBDD, conform căruia, de fapt, au fost două studii în două faze pe un contract de anul trecut, conform căruia din septembrie anul trecut. Iată, s-a descoperit o nouă resursă, cum scrie RBDD, și anume stuful. Dragi prieteni, s-a descoperit în delta Dunării stuful, o nouă resursă. Drept urmare, localnicii pot beneficia de această nouă resursă numai cu 50 de lei pe an și pot recolta niște stuf. Asta era de pe vremea lui Pazvante Chioru, de când e lumea, cu stuful și localnicii, aveau voie la două tone pe an. Nu știu cum, și-au plătit INCDD să le facă studiile astea două, și ăștia au zis așa, domne, peste tot, în zone tampon, în zone se poate recolta papură, stuf și alte chestii. Ciuperci, 4 specii, o să scriu și un material, dar trebuie să mă documentez un pic, pentru că mi se pare ceva ciudat și suspect chestia asta cu stuful, mai ales că
E de actualitate. Pe ăla l-a dat afară de la APIA, care n-a vrut să-i plătească subvențiile lui Stănescu, baronul PSD. Pe 10.000 de hectare e vorba de 4 milioane jumate de euro. Parchetul european e pe aici. În România anchetează chestiile astea. A luat baza de date de la APIA și așa mai departe. Uite, trece un bidon pe lângă noi. Crește apa, ce se întâmplă? Da. Și au făcut băieții și să lăudă pe Facebook. Puteți să vă uitați pe Facebook, are BDD, cu trompetele alea de studii. M-am uitat un pic pe ele. Da, într-adevăr, e pajiște, pășune, toată delta e o chestie de asta agricolă. Și are BDD-ul care trebuie să aibă grijă de biodiversitate. Era Toma mândru de problema asta. Că poate să concesioneze stuf. O să vedem care sunt jocurile cu stuful ăsta. Că nu e numai pentru populație. În studiu scrie că se poate, îl poate concesiona oricine. Deci ce să mai... Dar populația are dreptul de preemțiune, evident. Populația locală din Delta Dunării, așa le place la ăștia să taie stuf, mai ales că nu mai există o piață a stufului și e greu să... Acum, eu m-am uitat și prin Anglia, știu un reportaj de 5-6 ani și nu v-am mai vorbit de el, cum fac unii din papură niște, văd că trage la Doni, a ciupit odată, cum fac unii din papură niște chestii, niște rogojini, e vreo 2000 de euro rogojina, ceva de genul ăsta, așa le vând, dar e o întreagă poveste acolo, nu e foarte mare fabricuța aia, sunt două camere, pune rogojina aia pe apă, o usucă, o împletește, udă, după aia iar o usucă, o tratează cu niște chestii, și ai tot pe care le vinde ca produse de lux, lucrează vreo 5-6 doamne acolo. Și noi n-avem cultura asta și cu poate pe la munte să mai împletește ceva de papură și stuf. Aici nu e timp, domne, de așa ceva, nici de cum cine să împletească papură, stuf. Când lumea e cu pescuitul, cu astea, cu alea, cu... și papură și stuf. Ei, și are BDD-ul, tocmai să bucura de chestia asta, că uite, domne, ce am descoperit noi stuful și papura în Delta Dunării, niște plante melifere și patru ciuperci care se pot mânca. Din patru ciuperci au enumerat numai trei în studiu. Dar ei au scris patru ciuperci și mai jos sunt numai trei. Câte patru din trei specii. Dar știi care lipsește? Știi care lipsește? Că m-am uitat... Da, ea scade salcie, da. Și m-am uitat după care în conținutul studiului apare și cea de-a patra. Cu fotografii, cu tot. Dar o să scriu materialul. Și ne mai documentăm între timp. Acum, un alt subiect se referă la scrisoarea deschisă a PRS către ARBDD cu niște propuneri și măsuri pe care APRS, prin Consiliul Director, își dorește să... Și o să vă citesc câteva din ele, dacă nu pe toate, că și așa mai stăm puțin. Dar numai că trebuie să-mi scot ochelarii, pentru că nu văd ecranul. Așa. Și eventual să-l fac totuși mai luminos. Da, e mai bine. Pe fila comunitatea canalului de YouTube găsiți linkul articolului cu scrisoarea deschisă. Practic e un comunicat de presă sub forma unui scrisori deschise. Și zice așa. APRS înaintează ARBDD, următorul set de propuneri. Tra-la-la. Relativ la sustenabilitatea resursei piscicole din acest areal, formulăm punctual următoarele propuneri. Eliminarea sau reducerea numărului de seci pentru pescuitul comercial la maximul de 5 sau 7 bucăți de pescar. Acum Delta Dunării maximul e 15, adică într-un perimetru protejat, cum e rezervația biosferii Delta Dunării, poți să dai cu 15 seci. În restul țării cu 5 sau 7, depinde de, dar maxim 7, depinde de zonă. La noi e voie cu 15. Mergem mai departe. Interzicerea pescuitului cu setca în perioadă de prohibiție selectivă pe specii. Pe aici e clară, v-am mai spus și știe toată lumea. Și prohibiția aia, dacă tu dai cu setca, care prohibiție? Urmează prohibiția la șalou și la bibani, intră pe 20 și ai voie să dai cu setca, da? Care-i sfâria la niciuna? Eliminarea pescuitului cu setca pentru pescuitul familial. Păi pescuitul familial are voie doar la 3 kg pe zi, la ce mai trebuie setcă?
nu știu, nu-i ajunge un vintir. Sau mai multe vintire, 5 vintire, cât au dreptul. Două vintire sau două seci. Pentru 3 kg pe zi, cred că te descurci. Limitarea achiziționării de mărci pentru seci, taliene, vintire, la numărul stabilit, fără a avea posibilitatea de a mai cumpăra altele timp de 2 ani. Acum oricine zice, da, domne, dă telefon, la AMPA le-am pierdut, ăstea se vând cu sacoșa. E la AMPA e 3,50 lei una și pe piața muncii pe aici e 25 de lei una. Un plastic de la care e 3-4 lei, la AMPA e 25 de lei pe la pungă. Da, ți lei cum ești cu crotalul la vită. Așa, introducerea sancțiuni complementare pentru braconaj. În cazul amenzilor contravenționale pentru toate formele de pescuit, pedeapsa complementară va fi suspendarea pentru un an a dreptului de pescuit. Pentru contravenții. Adică mi-a dat amendă pe pește, un an de zile nu mai am voie să pescuiesc, stau, nu mai am amendă. Interzicerea definitivă a pescuitului cu pripoane. La cine trebuie pripoane? N-am înțeles. Ridicarea restricțiilor zonale pentru pescuitul recreativ sportiv. Acestea nu au avut și nu au avut vreodată logică în beneficiul populației de pește și a economiei locale. Din contră, păi eu vin turist acolo și n-am voie să pescuiesc pe Șiontea, dacă vin turist la Mila 23. Dacă sunt din Tulcea, n-am voie să dau pe Șiontea. Incredibil. A, dar ăla comercial e deschis acolo, ai voie să dai. Pentru plasele, cu setca ai voie, dar n-ai voie cu undița și cu lanseta. Pe anumite zone se poate introduce sistemul catch and release sau limitarea numărului de capturi reținute. Spunem că un alt avantaj e că se diminuează presiunea. Și spunea PRS așa, ecuația arată așa, pescuitul comercial și familial este permis peste tot, iar cel recreativ cu impactul cel mai mic, sub 8%, este restricționat. Interzicerea predării în sistemul de comerț a peștelui provenit din confiscări. Peștele provenind din confiscări, ori îl dați la, în sistemul de asistență socială, zicea PRS, ori e redat mediului, după caz. Da, ăia dacă refuză de la asistență socială, bluf la baltă și ăsta. La revedere, drum bun. De ce să-l vândă unii ca să ce? A, să ia banii, am înțeles. Că statul nu câștigă nimic de aici. Să duc cu peștele și îl predau la un șmecher și ăla ia banii. L-a vândut și a luat banii și a băgat în buzunar. Nimic la stat. Să înțelegeți că ia statul ceva. Introducerea de camere video în chircanale. Astea, lovitură de lovitură. Vă spuneam și data trecută. Chiar guvernatorul rezervației Baboianu cerea la un moment dat ca în fiecare chirhana să fie un inspector, are BDD la predare și la primire. Adică predarea peștelui, primirea, predarea să se facă numai între anumite ore. Atunci stă și inspectorul ăla, după care a plecat. Dacă cu un proces verbal, dacă ai făcut altă tranzacție, ești ilegal. Despre asta era vorba. Și acum PRS zice, bă, e mai simplu dacă pui două camere video, acum are toată lumea internet, se poate, și le poate vedea oricare. A, uite, a venit unul, a predat pește și așa mai departe, că vine mai târziu sau mai... Și cum să verifică peștele ăla din punct de vedere sanitar? Că tot susțin Cherhana G, că nu, domne, că trebuie să fie Cherhana, că peștele îl verificăm noi, sanitar, veterinar. Păi cum îl verificați? Aveți vreun specialist până înăuntru, pe acolo, pe frigider, pe într-o ladă, îl scoateți pe ăla, îl dezghețați când vine, iar îl puneți la înghețat? Sau trece din când în când pe acolo, nu știu cum. Poate ne spuneți. Conform legii, poate spuneți la toată lumea cum faceți asta, ca să știm că mâncăm un pește sigur și cu proprietăți nealterate. Conform legii 82-93, instituția dumneavoastră, mai zice APRS, are obligația legală, chiar dacă nu este precizată explicit, de a identifica și amenaja locuri de campare, de relaxare, așa cum este în toată lumea și în România. În toate zonele cu statut de rezervație, toate zonele, dar toate, absolut toate din țara asta, au locuri de campare, care nu sunt amenajate. Nu, eu să zice, da, domne, poți să campezi aici, ai plecat și nu l-ai niciun gunoi, aia e singura chestie și ai grijă cu ce arunci pe jos și cu faci o groapă acolo unde, după caz, unde îți faci nevoie sau te duci mai încolo și cu asta basta, da? La noi cât sunt malurile de lungi, chiar nu e niciun pericol. Ideea e că trebuie să-l știi pe fiecare cât stă și să-l verifici din când în când, să nu fie mizerie. Da? Adică lucrurile astea ar fi trebuit să fie reglementate. De ce nu? Ce e așa greu?
Vreau să stau și în natură. Încă o dată, așa e în toată lumea. E civilizat, e normal. Faceți niște locuri de campare. Păi care? Uite, de la kilometru de pe la kilometru de, pe malul stâng acolo, de acolo până acolo și așa mai departe. Ăsta, acolo poți să campezi, tata. Da? Ce așa greu? A, cum s-a întâmplat pe, mai jos, pe la 22, pe acolo, au campat unii acum 2 ani de zile și au venit peste noapte niște braconieri și au amenințat că le taie capul, că nu știu ce, ăștia erau cu copii și cu familie în cort. Că le dă foc și așa mai departe. Și nu e primul caz. De-aia nu vă trebuie campare. Bă, terminați-vă cu vagabonțelile astea. Așa. Și mai zicea PRS, camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea legilor stabilite pentru zone de campare, se sancționează. Și mai jos zice, tot la sancțiuni, neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare. Deci e clar că, există locuri, că trebuie să se facă locuri de campare. Da? Și aparese continuă. Într-o interpretare originală, RBDD indică niște locuri de campare aflate în sfera de proprietate privată, unde instituția dumneavoastră nu are nicio contribuție. Păi, dar de ce nu ne trimiteți să campăm la munte, de exemplu? Nu? Că unii au voie acolo cu camparea la munte, în zonă protejată. Adică voi ziceți, da, domne, sunt niște campinguri autorizate în Delta. Nu, bă, voi trebuie să faceți campinguri autorizate. Nu mă trimiteți pe mine la ăla unde ăla e cu treaba lui, privat. Eu vreau să stau aici în natură și să faceți o zonă unde, de campare. Nu e mai aici în campare, de relaxare, unde se poate dormi, să zicem, 2 nopți cu cortul, da, să te relaxezi. Pentru ce mai iau bani, taxe de intrare, taxe de... Toate taxele, păi, pentru nu asigură nimic, ce să asigure? Și mai zicem, stoparea hărțuirii fără justă cauza pescarilor recreativi sportivi. De exemplu, care este riscul acostării la un mal sau al pescuitului pe bulevardul Deșeaul pe Șoantea, unde se poate pescui comercial cu plasele, dar nu recreativ, sau al plasării unui pături sau un umbrar. I-am mai întrebat și eu, bă, care e diferența dacă în loc de cort pun o pătură pe aceeași amprentă? Deci cu pătura am voie, dar n-am voie să-mi pun un umbrar acolo, să nu mă mănânce cu plasă, să nu mă mănânce insectele. Ca aia ziceți voi că e campare. Drept urmare, de la 6.000 la 10.000 amenda. Bă, voi n-aveți 6.000 salariu, bă. Are derbedeilor. Și 16 zice așa. În calitate de administrator, vă rugăm să sesizați oficial Poliția Română de fiecare dată în legătură cu incendiile care an după an nimicesc mii de hectare de vegetație, floră și faună prețioasă. După cum știți, în 30 de ani nu a răspuns nimeni pentru acestea. Da? Deci asta e ce APRS... Și să roagă de RBDD să facă plângere oficială la poliție când sunt incendii. Nu s-a întâmplat niciodată chestia asta. Oare de ce? Nu știu. În încheiere, conform legislației în domeniu, vă rugăm să creșteți nivelul de transparență al instituției dumneavoastră, să invitați stakeholderii la dezbateri reale, cei interesați stakeholderi, să postați pe site spre dezbatere publică proiectele de acte normative din domeniu, inclusiv proiectul de management, nou proiect ăsta de management, care e valabil doar 5 ani de zile și a costat 10 milioane de euro, dar e bine că s-au mai numărat niște găini pe aici și le-au mai dat la unii niște bani, că tot din bani publici, din bani europeni. De ce să nu-i luăm și pe aia de stuf? Dacă tot ne dau europenii bani, hai să facem din stuf furaj, să facem și din piatra asta furaj. Care e problema? Că nu se prinde nimeni, nu este mai deștept decât aia. Așa, vă rugăm să faceți publice punctele de vedere ale instituției dumneavoastră relativ la proiectele de acte normative la care sunteți invitați să participați. Adică RBDD mai roagă pe ăștia de la RBDD să afișeze și punctele de vedere oficiale, pentru că îl mai întreabă, băi, la ordinul ăla ce părere aveți? La ordinul de prohibiție. Și ăia trimit o foaie. Noi așa vedem ordinul de prohibiție. E, astea, lucrurile astea, afișați-le oficial, bă, băieți, asta cere RBDD. Ca să le vedem și noi, să știm cu cine stăm de vorbă. Să știm că una a spus la discuții și asta, alta a trimis la minister, de exemplu. Să știe lumea, că să nu ne mai mințiți în față, așa când ne mai chemați pe la ordinul de prohibiție, dacă ne chemați, ca anul ăsta, de exemplu, n-ați chemat pe nimeni, din doar pescuitul, doar pescarii comerciali, ăștia, alte asociații și nu v-a mai interesat. Da, sau le-ați chemat numai pe alea din zona voastră de confort, care, cu care aveți treabă și care nu spun nimic, tac și fac. Da?
indiferent ce prostii faceți voi, ei vi le acceptă așa cum sunt. Să facă n-au văzut și își văd de treabă în continuare. Da, ăsta era subiectul întâlnirii de astăzi. Și al treilea ar fi bine să fie și un șalău. Au fost, da, la tine, la mine. Pescuim cu două lansete, două cu două. Hai să vedem un pic din... Doni vrea să le lanseze el, dar lasă-mă, mă, să le lansez și eu, ce eu nu știu să le lansez. Uite, stau foarte bine aici. Prea pe larg l-ai dus. Stai puțin. Și șalăia și el la locul lor. Nu ne deranjează. Băi, dar ce bine că nu ne deranjează, bă. Așa. Bun. Iar a dat la Doni acolo pe lanseta asta. Bum, bum. A ușurel așa și s-a oprit. Băi, nu mănâncă ăsta de aici, nu mănânc. Poate vrea twister, poate, nu știu, poate îi place guma. Habar n-am ce îi place. Merge sus, mai vorbim o dată acolo. Mai dăm, zice Doni, să mai dăm în gură la Arhipencu, la canal. Mai stăm și acolo puțin. Atât și gata, uite-l, n-a mai venit după aia. Era bărbierit de sol. Am avut o ciugulitură și pe lanseta dinspre mal. Bum, bum, atât a fost. Foarte timid. Așa ceva. Foarte, foarte timid. Nu mănâncă. Nu mănâncă aici. Niciun pește, dragi prieteni. 8 metri. Aici zice Daniel, pentru că sunt cu el în barcă. Ca să pescuiești șalău, cred că îți trebuie două condiții. Mai întâi să știi unde e. Da, și apoi dacă dai la gumă, să ai și un motor electric. Nu vedem niciun pește, nu? Nu. Nu e. Niciunul deocamdată. Ori sunt foarte pe fund și noi vedem pe sonar. Și noi vedem din cauza faptului că stau pe fund, zici. Eu nu sunt familiarizat cu sonarele, așa că iau primele lecții acum. Ăsta ce model de... Helix 9. Helix 9, da. Da, scrie. Aici nu se vede foarte bine pentru că sunt foarte aproape de mal. 10 metri. Apă de 8 metri. Păi hai să vedem acolo unde pescuim, nu? Să ne ducem și mai larg. Ne uităm și pe larg. Bă, dar totuși n-ar fi trebuit să vedem o pește, zic. Nu e nimic. Poate uneori punctele astea de aici ar mai putea să fie pești și mai degrabă îi vezi aici, pe ăsta ar putea să fie ceva. Ăsta de aici? Da. Și aici. Dar nu e foarte sigur. Aici, dacă unde a fost pragul, e mai denivelat, mai sunt. Da, 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 da. Solul aici e cam... Și începe întinsura de pe fundul Dunării. Da. Nămolul. Deci e 10,9 în dreptul Mandurii. Da. Păi, ca să navige și noaptea. Au dat drumul? Au dat drumul, da. Dar nu se încumetă, rămân totuși pe loc. Cu curent avem în curent 7,3 km la oră. Foarte mare. Da, nu? Mare, da.
Totuși, dragi prieteni, n-am văzut niciun pește. Să-l anunțăm și pe urs. Uite, uite un pește. Uite un pește. Exact. La geamandură. Uite un pește. E mare? Nu e mare. Nu, nu, cred că e mare. Adică e posibil să fie urs sau nu. Bă, ce... Uite un pescar, mă, adevărat, bă. Vorbește la telefon. Și ăla a fost, nu? Da, ăla, deocamdată. Deci am văzut doar un pește. Ăsta nu e pește? Aici a fost o diferență, e posibil să fie. 5 metri. Da, aici e adâncimea mică în gură la Arhipenco. Da, știu, știu. Este format de oricum o întinsură. Dar mergem să vedem aici, în dreptul ăla, simte. 2 metri, 3 metri. Ia stai să vezi că nu pescuiți voi bine. E, da, bine. Nu, acum am mai coborât. Ai, 5. Hai că e bine la 5, nu? Curent, e bine, avem mă. Contracurent de 2 km la oră. A, contracurentului. Da, sunt diferite praguri aici. Apa de 4 metri. 8,8 grade, fii atent. Vezi, vezi, vezi aici să nu intri în lansete? Nu. Ceva. Un baboi. A, băi, am văzut două pește, unul la 13 aici metri. La... Nu. Aici sunt 5 metri adâncime. E o, nu știu. S-ar putea să fie un pește, s-ar putea să nu. Nu e nimic. Și aici e curentul, aproape nu e curent deloc. Da, da, da. Și nu-i curent deloc, adică... Da. Hai la viermușcă. Nu-i nimic. Ia, hai să mai vedem acolo. Stai că Daniel vrea să mai vedem. Nu mai că v-ați plupit. Aici ați vrea puțin în curent. Da, 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 da. Stai să filmez eu zona. Dar nu piuie dacă vede vreun pește? Nu e lăsat să piuie. A, nu e... Că... Vede și altă structură. Da, 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 piuie în continuu, probabil. A zis că vii cu corsarul. Nu, nu, nu. De ce? Păi, dacă asta am să nu am montat pe el, știi? Mhm. Putea acum considera stânga-dreapta. Ăsta e side-ul, nu? Da. La intrare, din gură aici. De acum s-a fost o ceva 3 aia, metri. Vezi ce denivelare? Da, 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 da. 3 metri la intrare, după aia se iar crește 5-6 metri. Deci am normal, dar aici în coloana de apă ar trebui să fie pești. Dacă erau. Dar uite, nu e niciun pește în gură la Arhipenco, fii atent. Nu se vede nimic, ăla se ducea ce se... Nu prea se vede niciunul. Deci nu e. De aici începe apă. Bă, ăsta e în baltă, mă, banditul, bă. Da. E sub plaustă. Măi, astăzi băieții de la mine de acolo ziceau că... putea să fie ceva, dar să nu fie ori singe, ori ceva pașnic, că nu pare să fie răpitor. Deci nu e. Nu e, dragi prieteni, niciun pește. Aici e 1,5. Un metru și... 2. Da, sunt praguri. Uite ce prag. Fii atent.
Da, da, nu prea mă fac eu pe aici dacă, dacă nu-i apă. Nu, dar e loc bun de pescuit. Este, este. La Cărășel. Da. Ia uite, 4 metri aici, e bun? 4 metri. Lângă malul ăsta. Da. Și dacă te duci pe lângă malul ăsta așa? Păi așa, păi asta vreau să fac, uh-huh. Să vin pe lângă malul. În oricum avem, scanează o rază de 1,5 metri, uite că scanează sub barcă. Stânga-dreapta? Nu, exact sub barcă. Exact sub barcă? În diametru. Uh-huh. A, e foarte concentrat, e pe da, unghi da, mic? Asta este pe exact ce e sub barcă. Uh-huh. Pentru acuratețe? Acolo vezi pește, aici vezi dacă sunt cremci, da, 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 pietre. Da. Alte chestii. Ia uite, 1,7, fii atent, 1,5 metri aici. Aici, exact, e exact unde e motorul. Începe să urce 2, 2, 2, 2, 2, 3 și aici intrăm pe prag. Suntem în Dunăre. Dar cam asta e distanța, 5 metri aici. Niciun pește? Niciun pește, dragi prieteni. Parcă mergem pe... Bate bine? Vede bine? Da, 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 da. Nu, foarte bine. Nimic? Daniel, nimic. Da. Asta a fost geografia de la intrarea în canalul Arhipencu, 9 martie 2024, nici un pește. Sper că așa e, nu-mi dau seama cu GoPro ăsta nou. Am aruncat două lansete la feeder cu viermișori. Suntem pe canalul Arhipencu, e o zi frumoasă, am făcut curat. Cât de cât. Dar uite că am mai văzut o sticlă. Mă duc să o iau. Da, că așa e, mai întâi când vii la pescuit trebuie să faci curat. A venit și prietenul Daniel. Ați văzut. Aici e o parte din gunoiul pe care l-am strâns. S-a rupt sacul, așa că o să mai punem un altceva. Și aici au fost băieții. Băieții. Da? Iar noi... Daniel, ce ai prins? Am momit cu ceva ground bait pentru viermuși de la Sensor Planet. Poate într-o oră, două, să avem vreo prezentare, nu? E frumos aici, pe malul celălalt șeptelul s-a mutat. Erau vreo 200 și ceva de 300 de bovine. Și noi așteptăm pescarul să ne aducă niște pește. Ia uite ce aici. Băi, ăsta musai să-l iau. Nailoane. Nailoane, nailoane. Ok. Spuneam că așteptăm niște pescari să ne aducă, poate prăjim un pește. Și poate prindem unul, de ce nu? Dar nu va fi repede, e clar că nu. Va fi când va fi. Doni în acțiune la Cărășel. L-ai luat, mă? Creangă? Eu în creangă. Ne-am speriat, s-a auzit clopoțel. Ce viteză am avut până aici. Ia uite, vine șarpele. Vine șarpele. De la turiști, au venit turiștii. Da, au venit turiștii pe Arhipencu și au dat drumul la un șarpe. A tras aici, pe cuvântul meu de onoare, am doi martori.
Jurați-vă că a tras pe cuvânt. Bum, bum, așa a făcut. La viermuș. Dar uite că nu s-a înțepat. Da, să rupă lanseta, să rupă crăcan. Nu e, domne, nu l-a luat. Dar stăm pe felie. Mă duc să curăț pește. Am și momit un pic, să mai dăm momeală. De-abia m-am spălat pe mâini și așa sunt galben de la chestiile astea. Și iată, dragi prieteni, am prins un pește astăzi. Să vi-l arăt. Întorceam, îl întorceam pe ăla mai mare puțin decât el din tigaie și era cu două furculițe. Ultimii doi pești. Două pește coapte. Perfecte.